Încercăm să ducem decizia acolo unde ne dorim noi, dar ca să vedem exact ce își doresc cei din Austria, vă citesc puțin din ce a declarat ministrul de interne, care a precizat foarte clar. Nu există o aprobare din partea Austriei pentru extinderea cu Bulgaria și România. Se face acea decuplare de care vorbea președintele Klaus Iohannis, dar nu în favoarea noastră. Este nevoie de mai mult timp. Avem 75.000 de imigranți ilegali neînregistrați în Austria. Asta înseamnă că au sărit granița externă a Uniunii Europene și au ajuns într-o țară internă, așa cum e Austria. Trebuie întâi să răspundem la aceste întrebări de securitate. Aceasta este poziția foarte clară, foarte fermă, foarte apropiată de un răspuns final pe care trebuia să-l aibă țara noastră în doar două zile. Trebuia să primim un răspuns afirmativ dacă ar fi să ne luăm după tot ce au spus liderii de la București. Nu-i așa, Florin? Este un răspuns foarte ferm, doar că se bazează pe un fake news. Dacă 75.000 de imigranți au ajuns în Austria, ei nu au sărit de la Nădlac peste Ungaria. Da? Și dacă au trecut atât de mulți, puhoiul ăsta de oameni prin România, trebuia să-i fi văzut și noi. Trebuia să-i fi văzut cetățenii. Nu spun de autorități. Cineva trebuie să-i fi văzut. Dar ei nu au trecut pe aici. Pentru că toate datele europene, nu datele românilor, datele europene, arată că cifrele pe care se bazează Austria sunt scoase din burtă. Și argumentul pe care îl aduce Austria este unul inventat în momentul ăsta, pentru că ei au de rezolvat o problemă internă. Este o chestiune de politică internă. Este vorba de scăderea în sondaje a partidului cancelarului austriac, este vorba despre un sentiment împotriva imigranților, este un sentiment împotriva țărilor mai mici și mai sărace din estul Europei, trebuie să o spunem și pe asta, și atunci au căutat acest pretext care încă o dată se bazează pe un fake news. Nu au trecut acești imigranți prin România. Dacă vor să-i caute, ar trebui să-i caute în primul rând prin Ungaria, prin Serbia și să caute rutele prin care aceștia au trecut. Mulți spun, domnule, dar noi nu merităm să fim în Schengen. Că e corupție, că se fură la contracte, că Bădălău, că vedeți și dumneavoastră, că Iohannis, că Ciucă, că clasă politică mediocră. Nu despre asta este Schengen. Hai să ne uităm la Schengen ca la ce este, nu la ce nu este. Schengen nu este un examen, da? Este ilogic să te duci la un examen, să te pregătești din bibliografia pentru examen și să-ți dea din toată materia, din toți anii, nu? De la toate materiile. Deci nu rezolvăm cu intrarea în Schengen toate problemele structurale, culturale, istorice ale României. Asta ca să dăm un răspuns celor care spun, domnule, nu avem noi față de Schengen. Ba, avem față de Schengen. Românii de 30 de ani cred că au dovedit că sunt cetățeni europeni care nu sunt cu nimic mai prejos decât austriecii, ungurii. Și totuși au parte de aceste piedici. Croații care se pregătesc să intre acum. Și atunci problema trebuie căutată în altă parte. Da? Spunea domnul Diaconescu mai devreme de o atitudine politică pe care o vedem. Da, este clar, o atitudine politică, sigur. Și că ar trebui să răspundem tot cu o atitudine politică. Tu cum ai vedea acest răspuns al nostru? Și te întreb asta uitându-ne și la cum s-au derulat discuțiile și declarațiile politicienilor de la noi în ultima perioadă. Cei care practic au spus, gata, am convins. Când eram aproape să convingem, a venit un alt hop. Și tot așa am ținut-o în ultimele săptămâni, de când s-a anunțat, cam din toamnă, că da, avem șansa ca anul acesta să intrăm în Schengen. Aici cred că ar trebui să separăm între răspunsul autorităților și răspunsul cetățenilor. Oricum ai da-o, este un eșec al diplomației românești. Austria a venit prea târziu. Problema austriacă a venit prea târziu. Nu pot să nu anticipez lucrul ăsta. Oricum ai da-o, nu pot să nu anticipez. Diplomația românească s-a concentrat pe Olanda exclusiv în ultimele luni. După ce a trecut de hopul Finlanda, după ce au negociat cu Suedia, dar asta a fost de fapt linia de atac a politicienilor români, a diplomaților români, a oficialilor români, să convingem Olanda.
Nu s-a așteptat nimeni la poziția Austriei, nu existau semne că acolo se întâmplă ceva. Nu poți să vii cu 5 zile înainte de votul final să cer niște date când ele există și tu să zici, băi, negociez până în ultima clipă. Ce să negociezi? Că aici nu este vorba de a lucra, a confrunta datele României cu datele Austriei. Pentru că este clar că austriecii nu vor să confrunte datele astea, motivul fiind, încă o dată, unul inventat. O secundă, doar hai să vedem este o negociere politică. Să vedem împreună declarația cancelarului Austriei, după care să revenim, să vedem exact cum sună și, practic, cum ar trebui și noi să ne pregătim să răspundem. Der Minister hat hier schon klar auch heute dazu Stellung genommen. Es gibt derzeit keine Zustimmung Österreichs zu einer Erweiterung Bulgarien-Rumänien. Es geht darum, dass man mehr Zeit braucht. Es gibt bei uns viel zu große Zahlen. Wir haben 75.000 nicht registrierte illegale Migranten in Österreich. Das heißt, die haben eine EU-Außengrenze überschritten und sind dann trotzdem in ein Binnenland wie Österreich durchgekommen. Diese Sicherheitsfragen gilt es zuerst zu klären. Aceasta este declarația care ne aduce din nou într-un impas la două zile înainte de a afla răspunsul dacă intră România sau nu intră în Schengen, dacă până acum politicienii erau foarte optimiști. Vedem că mai au un hop destul de important de traversat și o să vedem dacă o să poată să facă acest lucru. Revenim cu discuția despre acest subiect după o scurtă pauză de publicitate.